Legea privind trecerea paramedicilor SMURD la inspectoratele pentru situații de urgență a fost trimisă la reexaminare Camerei Deputaților. Reprezentanții Salvital Hunedoara, asociația care coordonează activitatea SMURD în județ, nu contestă acest lucru, fiind chiar de acord cu modificările propuse. Însă se tem de faptul că până la intrarea în vigoare a legii va trece o perioadă îndelungată de timp. Da, legea a fost dată înapoi pentru reexaminare de către președintele României. Bineînțeles, sunt câteva puncte acolo, noi le-am identificat, 6 puncte pe care juriștii din cadrul președinției României le-au inițiat pentru reexaminare date înapoi Camerei Deputaților domnului președinte Ciolacu și comisiilor, bineînțeles, din cadrul Camerei Deputaților, Camera Decizională. Eu cred că va dura destul de mult pentru că știm în ce situație se află astăzi politica din România, știm în ce situație există astăzi conducerea executivă a României. Există, nu, dacă va exista sau nu va exista un guvern în timp scurt. În opinia lui Petru Mărginean, tergiversarea adoptării legii privind trecerea paramedicilor SMURD la inspectoratele pentru situații de urgență pune sub semnul întrebării desfășurarea în bune condiții a activității serviciului medical de urgență, resuscitare și descarcerare, nu doar în Hunedoara, ci și în celelalte 4 județe care se află într-o situație similară. Deci există câteva probleme pe care, pe scurt, vreau să le condensez, vin în defavoarea paramedicilor. S-a discutat de un an de zile, de preluare. Noi din anul 2011 facem adresă, an de an, domnului Raed Arafat, când a fost la Ministerul Sănătăților, care ne-a înțeles, a și schițat acest proiect, ministerelor, guvernelor care au fost din 2011, nimeni nu înțelege că este o situație destul de delicată, pentru că aceste module, eu mă refer la județul Hunedoara, dar sunt 5 module în țară, dar în județul Hunedoara, după județul Mureș, am fost promotorii acestui serviciu, care au lucrat în folosul comunității. Săptămâna trecută, cei de la Salvital Hunedoara au trimis în acest sens memorii către Camera Deputaților și Guvernul României pentru urgentarea adoptării legii. Principala lor doleanță, având în vedere finanțările limitate de care dispun, fiind aceea ca paramedicii civili să beneficieze de aceleași drepturi ca și cei cu grad militar, în condițiile în care desfășoară activități similare.